Se pune problema vaccinului în perioada aceasta. Am văzut inclusiv președintele adus în discuție vaccinul împotriva noului coronavirus. Ne va schimba? Adică știm că facem acest vaccin și gata, se rezolvă? Sau vom avea o perioadă? Cum vedeți dumneavoastră? Despre vaccin vorbim de când a început pandemia și știm foarte și clar. Și l-așteptăm cu toții. L-așteptăm pentru că știm că este modalitatea reală prin care, într-adevăr, să limităm pandemia. Nu spun să o oprim, pentru că termenul de oprire, cred că ne e foarte clar că o să fie un interval de timp din momentul în care vom avea vaccinul până când lucrurile se vor închide, da? Pentru că vor fi mai multe categorii la nivel de populație, întâi vor fi cei din prima linie, personalul medical, pe urmă cei vulnerabili și așa mai departe. Iar oprirea pandemiei se va întâmpla în momentul în care avem 70-80% la nivelul populației să fie persoane imunizate prin vaccin. Doar că vaccinul nu e un lucru atât de simplu, l-ai făcut odată și ai rezolvat. Foarte probabil că el va fi repetat, pentru că efectul lui va fi pe un anumit interval de timp. Lucrul ăsta, sau la această întrebare, trebuie să răspundem cât de curând, adică în momentul în care vom avea acest vaccin. E de discutat, pentru că în cazul vaccinării antigripale, lucrurile stau altfel. Știm că, de exemplu, vara nu avem gripă și că ține de sezon. Și știm că în fiecare sezon ne vaccinăm. În cazul infecției cu SARS-CoV-2, lucrurile nu au stat așa. Am avut cam tot timpul, cel puțin în România și au mai fost și alte locuri din lume, a fost tot anul acest virus. Și atunci trebuie să ne gândim foarte clar cum acționăm cu vaccinul, mai ales că acest virus suferă și mutații. Din fericire, e destul de stabil. Adică familia de coronavirusuri, din care face parte și SARS-CoV-2, sunt virusuri clar mai stabile față de virusurile gripale și atunci ne așteptăm să nu avem probleme mari cu mutațiile și de aici și discuția că vaccinul la un moment dat nu ar mai avea efectul scontat. Deci eu cred că lucrurile vor merge bine, dar cu răbdare. Și până atunci trebuie să mergem pe mai multe variante. Pe variante de prevenție, pe variante de testare, pe variante de întărire a sistemului medical și în momentul în care va veni vaccinul, cu atât mai bine vom face acest vaccin. Deci probabil va trebui să ne vaccinăm de mai multe ore pe an, nu? Sau foarte probabil că da, și se va stabili care va fi intervalul. Va fi intervalul la 6 luni, lucrul ăsta va fi stabilit clar în funcție de parametrii pe care îi va avea vaccinul. Deci la aceste întrebări trebuie să avem răspunsuri în momentul în care ne vaccinăm.